Trebuie, ceea ce e foarte bine, am reușit în felul întâi punct foarte bine. Am o echipă foarte bună, foarte bine organizată, disciplinată, de ce spuneam, de meci, un antrenor foarte bun care îi așează foarte bine între. De aceea, victoria este foarte importantă, fericit băieții, pentru că au avut și reacție după ce am primit golul. Dacă voi ce să în prima repriză, am datat două, trei situații foarte care prin companie și prin dat. Au avut ei acea ocazie că puteau să facă 3-0, dar grație lui Mogo a reușit să pareze acea lucru cu plenarul. Am rămas cu 0, după care, exact cum spuneai înainte, am reușit să mă cântre golul, ceea ce m-a foarte mult și s-a cam liniștit jocul. Cu toate că da, s-a liniștit, au revenit iarăși după aia la ei, au reușit să mă cântre să facă 3-2 și în final am reușit să mă cântre și golul 4 să ne dezgătușim. Și mi-ai spus la pauză. Este meritul lor. I-am motivat. Mi-a spus niciun fel de probleme, mai avem 45 de minute de jucat. E un gol. Important este să reușim să marcăm golul realizator, pe care o să vedeți cum să întoarcem rezultatul. Și exact așa a fost, așa a fost. Băieții au ascultat ceea ce le-a spus, cu atitudine bună, a stat foarte bine în teren, agresivitate, am avut acele situații care a marcat și totul a fost bine. Cum mai fi pauza? Chiar a fost liniștit data asta. Sunt liniștit pentru că eu cred foarte mult în jucătorii. Cred foarte mult, le știu foarte bine calitățile, se mobilizează foarte bine în momentele grele, ați văzut și la meciul bate cu 10 oameni de mare de timp. Astăzi, la fel, știam, credeam, credeau și ei, rezultat. Chiar dacă mai aveți 4 finale, te gândești cum să sărbătorești? Nu mă gândesc cum să sărbătoresc deloc. Exact cum ai spus, mai sunt 4 finale, nimeni a depus armele, acum în continuare mai sunt 12 puncte în joc. În meci iarăși destul de rău la Timișoara, Luca și-a revenit Poli, a câștigat acolo în final. Ne așteaptă o partidă foarte dificilă. Noi trebuie să rămânem cu picioare pe pământ, pentru că ne-a spus de tot timpul, că am dat nu am realizat nimic, sunt 12 puncte în joc și trebuie să rămânem la aceeași partidă. La același joc. Deci, Cristi, te rog, frumos, nici de glumă nu e bună, m-a spus bine, nu-i terminat, probabil, hai să zicem că au crescut șansele în 5%, să zicem, în 55%, șanse pentru promovare, dar mai avem mult de lucru. Sunt foarte meciuri foarte importante, toți își doresc să câștige, să fie acolo, să fie locul 2, locul 1 promovabil și celelalte la hai să spunem că da, că exact asta ne gândeam și înainte de meci. Să iasă totul bine, să câștigăm puncte, să mergem în sânul familiei, să ne bucurăm de Paște și de cele trei puncte. Părinții au intrat pe teren cu niște mâști de Căluza Sud, au primit o albastră. Părinții de Căluza Sud este alături de noi. Deci, e și pe cei din Căluza Sud, suntem o familie la Craiova, suntem o familie. Și de aia și o să reușim într-un final să promovăm. Pentru că suntem o familie și cu Căluza și cu conducerea clubului. Toți suntem foarte uniți.